tata și bunici, de ce masa tu s-ai? Tip-top, tip-top, mini-top. Mă cheamă Florin Luigi Zeno Busuioc. La botezul meu s-au trezit la ușă cu țața Arturina, care, la 93 de ani, a condus singurică fiatul ei din Napoli până în România. Mama lui Hector. Și tata, bine, îi zicem și Luigi. Dar putem să-i dăm și noi un nume. Florin, a zis mama. Către pentru tine. Că la botezul meu, sau când m-a, era și Florin Piersic acolo. E haiduc și e vestit Andrii Popa cel voinic. Ești înconjurat acolo de tot felul de femei frumoase. O femeie frumoasă la pupitru știrilor, o femeie frumoasă la sport, o femeie frumoasă la zodie și Mihai Dedu. Stai de... se anulează tot, știi? Da, Horia! Cel mai sexy bărbat este Randy. Am spus eu așa ceva? Da. Când? Dar noi doi, ce avem? Dar suntem babe, și... mă, ți-am zis. Termină cu lasă-mă, lasă-mă pace! Tu, noi... eu și o umbrelă. Ai, busesese! Tu, eu ne plimbăm cerul ca o acvarele, nu ne vede sub umbrelă. Nici pentru 10 milioane de euro nu s-ar oferi să pozeze goală, indiferent de suma de bani. Mi s-a propus când am apărut și am refuzat. Dacă nu am vrut atunci când aveam 22 de ani, acum nu mă mai convinge nimeni. Nici pe mine nu o să mă convinge să pozez gol ever. Pentru 10 milioane, ia, mai gândit. Bă, pentru 10 milioane. Am fost și eu la Atena. Și nu are program. Nu mă ruine, tovarăș. Mai am pietre. Am fost și la Paris. Pietre. Dar nu înțeleg ce caută sonda aia în mijlocul orașului. Dacă ești tare în Grecia, spune-mi ce. Evora? Evora. Ai, mă, da, tu ai eu făcut... am făcut-o, da. Extra... Băi, a luat-o cântat-o și Teo. Teo, da, foarte da, da. Bun. Pentru sufletul nostru. Cum era tango tu, Evora? E cea mai frumoasă ca din poveste de-un băiat aleasă. El o iubește, dar blestemă pasă al o iubire. Când o să vă faceți voi doi podcast, pentru că împreună faceți podcast. Da, neapărat. Vreme bună. Și eu vin la voi, atunci... El vreme și eu bună. Da, ai văzut? Băi, băi, cine-i fata asta, băi? Dă-o pe Iulia înapoi, ca, băi, asta! Băi, fata mea!